despre greșeala de a înjura sau a blasfemia alți oameni pe Dumnezeu sau pe cele sfinte. Părintele Efrem Filoteitul ne mărturisește ce mare păcat de a vorbi de rău și în numele lui Dumnezeu și cele sfinte și pe alți oameni. Iubiții mei, fii duhovnicești, astăzi vom vorbi despre blestemată patima blasfemiei, este ceva înfricoșător. Pământul suportă povara apăsătoare a blasfemiei de la fiii oamenilor. El vuiește de această crimă și o vedem în fapt. Nu știu care este raportul, dar bărbații sunt cei care rostesc blasfemiile înspăimântătoare împotriva aceluia care ține universul cu privirea lui. Ei săvârșesc această crimă în orice moment și dacă aruncăm o privire la mulțimea lor am putea să apreciem câte blasfemii înfricoșătoare țintesc cerul în fiecare moment și întâlnesc sau mai degrabă rănesc inima aceluia care s-a răstignit pentru ei. Și mulțimea nemărginită a demonilor blesteamă neîncetat și fără opreliști, pentru că viața, sensul existenței lor nu este altul. Ei nu au alt scop decât să-l doboare pe Dumnezeu la picioarele lor. Milioane de demoni blesteamă neîncetat, urmați de oamenii care continuă și completează fapta lor. Și astfel Hristos este răstignit în toată vremea de fapturile lui. Evreii l-au răstignit odată, dar noi, creștinii, cei izbăviți de o sânda veșnică prin preacuratul lui sânge, îl răstignim din nou, îi producem răni, îi punem coroana pe capul lui Sfânt și îl provocăm mult mai mult. Îi dăm mult mai multă durere decât evreii care nu credeau în el. Deși credeam, ne-am curățit în baia Sfântului Botez. Ne împărtășim cu el. După aceea, îl blestemăm. Pot să spun că aceasta este cea mai mare crimă și păcat dintre toate pe care le poate să vârși omul. Orice ar face, acestea sunt îndreptate împotriva lui sau a altora. Acest păcat însă vizează direct pe Hristos și pe Maica Domnului. Omul care blesteamă o face nu pentru că îi greșește Dumnezeu. Orice îi se întâmplă, în loc să blesteme acele persoane, fără voie și necontrolat. Îl coboară pe Dumnezeu, îl calcă în picioare cu blesteme și cuvinte murdare. Ar trebui să ne gândim la inimă, la inima lui Hristos și a Maicii Domnului, rănite atât de mult când aud continuu blasfemii, cu toate că Hristos este în tot momentul pregătit, cu inima deschisă, să-l primească pe cel care hulește, să-l ierte, să-l îmbrățișeze, să-l sărute și să-i deschidă poarta raiului. Îndelungă răbdarea lui Dumnezeu are limite. Noi oamenii păcătuim continuu, când un păcat, când altul, și la amărâm permanent. Din fericire există încă puțini oameni ce îi oferă mânghiere și se va milostivia asupra robilor săi. Maica Domnului se amărăște mult pentru acest păcat. Vă voi spune următoarele, Sfinții părinți ai bisericii noastre, voind să împodobească slujbele din postul mare, dar și să ofere o cinstire, o slăvire și o închinare specială Maicii Domnului, au rânduit că imnul acatist cu nenumăratele bucură să se cânte în fiecare vineri seară, în primele cinci săptămâni. Bucură-te cântăm din recunoștință față de Maica Domnului, rucându-o să se bucure, pentru că a adus izbăvirea lumii. Prin urmare, blasfemia aduce mânia lui Dumnezeu, însă, în îndelungă răbdarea lui, el ne așteaptă să ne întoarcem ca să ne mântuiască. De obicei, omul nu vrea să hulească și o face fără să înțeleagă, nici nu se gândește la Dumnezeu sau la Maica Domnului în acel moment, dar limba lui îl găsește imediat și ușor. Acesta este îndemnul blasfemiei, pentru că există un astfel de demon care îl împinge pe om să săvârșească acest păcat. În timpul său, în timpul cât blesteamă, omul se umple de mânie și înfățișarea sufletului lui este groaznică și dacă cineva ar putea să o privească, s-ar înspemânta. Pentru că nu diferă mult de cea a diavolului, de aceea și demonii sărbătoresc în acel moment. Un om care în jură a murit și în ceasul acela în care i-a ieșit sufletul este de înspemântat. Nu pot să descriu aici cum arată un așa om, dar se povestește despre moartea soțului sfintei Teodora. Așa a văzut soția lui credincioasă că i-s-a întâmplat acestea. Părintele Efrem Filoteitul